Pe a doua cea mai înaltă șosea din România, după Transalpina, muncitorii lucrează de zor în condiții de iarnă. Troienele ating câțiva metri înălțime, iar drumarii își fac cu greu loc printre nămeți. În acest moment se intervine cu un ansamblu întreg de utilaje de mare capacitate și fac tot posibilul să curețe cât mai repede și eficient stratul de zăpadă, care pe alocuri depășește în continuare chiar și 3 metri.